cuvântul lui domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ciprian Tiflan. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru voce. În primul rând, bună ziua tuturor celor care sunteți prezenți aici, dar și prin intermediul presiei celor care nu sunteți prezenți aici. Știm că anul trecut am avut o sincopă în a face această expoziție. Noi dorim să continuăm această expoziție a crescătorilor de animale, practic a iubitorilor de animale care se pun în slujba creșterii animalelor și a duce mai departe rasele care cresc pe partea asta a țării. Sper ca data viitoare să putem face această expoziție într-un cadru mai larg și cu o dezbatere serioasă a ceea ce se întâmplă cu efectivul nostru de animale în acest județ și care sunt problemele și rezolvările acestor probleme. Doresc foarte mult ca această expoziție să devină un punct de reper cu adevărat pentru crescătorii de animale. Mulțumesc tare mult! De cuvântul domnului Sprevevic. Bună ziua! În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Trebuie să le mulțumim pentru faptul că păstrează continuitatea acestei expoziții. Anul trecut a fost o situație excepțională, sperăm că nu se va repeta. Ceea ce se întâmplă acum arată că crescătorii din județul Vaslui sunt uniți, vor să participe la astfel de expoziții. Sunt convins că la anul toată lumea va înțelege că expoziția este o chestiune anuală. O întâlnire a crescătorilor de animale și sper eu și a celor care distribuie utilaje agricole pentru ca să fie un punct de interes și de asemenea un reper pentru județul Vaslui și pentru manifestările organizate la noi în județ. Vă mulțumesc! Dă cuvântul reprezentantul primăriei Vaslui care mi-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc frumos pe această cale. Bună ziua tuturor! Felicit organizatorii pentru această manifestare. Nu în primul rând oieritul și creșterea, în primul rând, dar creșterea oilor o avem din vechi tradiții. Am văzut promovarea unor rase noi de carne care să ajute fermierul să prospere și să continue în activitate. Vă mulțumesc frumos! Dăm cuvântul de reprezentantul DSV cu doamna dr. Nicolit. Mulțumesc! Felicit această organizare și sperăm într-un viitor mai bun vis-a-vis de creșterea animalelor. Mulțumesc! Cu ocazia asta dăm cuvântul lui domnului inspector șef Chialmu Cătălin să ne explice și problema cu achiziții din berbeci. Bună ziua! După cum știți, a intrat în vigoare ordinul de ministru cu ajutorul de minimis. Crescătorii care sunt interesați deja au făcut demersurile pentru achiziția de berbeci prin programul de minimis. Urmează până pe 15 septembrie data limită, data la care, până la care trebuie să-și facă dosarele, să le pună la punct și să intre în posesie. Mulțumim Asociației Crescătorilor de Ovine pentru efortul făcut anul acesta, un efort destul de mare. La anul sperăm să fie o expoziție mai generoasă ca în anii trecuți. Încercăm la 2 ani să facem și cu animale utilaje și cu tot ce implică o expoziție mai mare. Mulțumim frumos! În ultimul rând, dăm cuvântul lui domnul director Tripu de la AFIR,
care este problema cu banii, cu proiecte, să-l vedem dacă ne poate ajuta. Bună ziua, vă spun și eu. Vreau să îi felicit pe crescătorii de ovine și capline din județul Vaslui că s-au organizat astăzi pentru acest frumos eveniment. Iată, am ajuns la ediția 15-a Expo Zoo Agroind Vaslui. Felicitări și să mai departe multă putere de muncă pentru a prezenta locuitorilor județului Vaslui rasele minunate pe care dumneavoastră le aveți. În ceea ce privește accesarea de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, avem chiar aici, în cadrul acestei expoziții, un stand organizat exact special pentru dumneavoastră. Am colegii mei de la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, care vă stau la dispoziție cu informații în ceea ce privește accesarea fondurilor europene pe Programul Național de Dezvoltare 2014-2020. Vă stăm la dispoziție, avem măsuri pe care dumneavoastră, ca și crescători de ovine și caprine și nu numai, ca fermieri, agricultori, pe agricultură, le puteți accesa anul acesta și, de ce nu, să ne pregătim pentru anul viitor. Felicitări organizatorilor și vă doresc o expoziție cât mai frumoasă și prosperă în dezbaterile pe care dumneavoastră urmează să le aveți. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! În ultimul rând, domnul director de la APIA, dacă este, iar APIA aici, domnul director ajunge. Dacă nu, până apare, dăm cuvântul la unul dintre cei mai mari crescători de oi din Moldova, de rasa Caracul. Are și el să spui câteva acolo. Mă numesc Sibiriac Ion, un crescător de oi de la vârsta de 7 ani la părinți. Am 67 de ani, am împlinit 60 de ani de muncă silnică, culcă de la 12, scoală de la 3. Și nu suntem ajutați deloc, nu vorbim de la creanga de sus. N-am primit subvenții nici anul trecut, nici anul ăsta. Era grăunțele 5.000, 6.000 în vară și acum trebuie să dăm 10 pe kilogram. Și eu aș vrea să le vând oile cu Eva, cum le mai pot ține, că mi-e milă că e munca de o viață, dar sunt nevoit să le dau la abator. Și mi-e milă că e munca de viață, aș da cuiva, dar n-aud pe nimeni să cumpere oaie, toată lumea să vândă. Nu vom fi susținuți, în 2 ani de zile s-au dus oaiele, și vacile și tot. Eu vă mulțumesc, să dea Dumnezeu bine, că trag pe dreapta de acum, la anii mei, dar ar fi bine să fim ajutați. E treaba de pe creanga de sus care nu ne ajută, nu vorbim de consiliul local sau de județean, nu, nu avem treabă. E vorba că se luptă contra omenirii, contra țăranului ăla care îi prăpăti și vreau să facă ceva, numai cu pumnul în cap. Vă mulțumesc, să trăiți! Vă mulțumesc și eu, și mulțumesc toate, toți reprezentanții Institutului județului că m-au ajutat și vă urăm un an mai bun. Totuși, ideea mea este, nu trebuie să ne lăsăm, că până la urmă poate le-o rezolva. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos.